Celebrarea zilei de 1 decembrie a început cu o slujbă religioasă. Un sobor de preoți a ținut binecuvântarea. În rândul autorităților a fost prezent și înalt preasfințitul Irineu, mitropolitul Olteniei. Apoi, rând pe rând, autoritățile au luat cuvântul. Să ne amintim că în fiecare moment crucial pentru țară, gorjenii au fost prezenți și au plătit tributul de sânge cu mult curaj pentru a apăra valorile în care cred. Istoria ne este încărcată de lupte pentru supraviețuire și de rezistență în fața celor care au încercat să ne dezbinem. Suntem un popor mândru, dar greu încercat. Cel mai important moment pentru sutele de participanți a fost defilarea gărzii de onoare.